Chestiunea cu homosexualii și cu căsătoria heterosexuală. Căsătorie hetero, oare când vor învăța, de pildă, mulți dintre români că heterosexual nu înseamnă inși care practică și sexul normal și sexul homosexual. Heterosexual este înțeles ca bisexual în general. El înseamnă foarte simplu, hetero înseamnă de mai multe feluri. Adică nu e de același fel în limba grecească. Deci sunt două sexe diferite. Asta înseamnă heterosexual. Acum, chestiunea căsătoriei între homosexuali. Aici, după părerea mea, este un algoritm logic, aproape silogistic. De ce există familia? În epoca de piatră nu exista familie. De ce s-a inventat familia? Obiectivul fundamental care justifică această instituție a statului sunt copiii. Da? O familie este o familie ca entitate juridică statală, este gândită să asigure copiilor ce vor rezulta, eventual ce rezultă din această căsătorie, să asigure un anume statut în ideea de continuitate a societății respective, a structurilor, a tradițiilor din societate, de conservare a ei în timp. De aceea a fost inventată familia. Ea este în strânsă legătură cu statul. Nu există familii apatride. Ea e în strânsă legătură, nu? Cum zicea un erou al lui Caragiale foarte bine, nu? Familia este patria cea mică. Deci, familia are sens doar în acest raport de continuitate în timp legat de copii. Și atunci, dacă propunem o căsătorie între două persoane de același sex, eu în principiu n-aș avea nimic împotrivă să existe un contract social din acesta, juridic, între două persoane de același sex. Dar, dacă acel contract se numește familie, se numește căsătorie, atunci trebuie să rezulte din el un copil, pentru că de-aia s-a inventat familia. Poate rezulta acest copil? În cazul cuplurilor heterosexuale, poate să nu rezulte, dar în foarte multe alte cazuri rezultă. În cazul cuplurilor homosexuale, și iarăși homosexual nu înseamnă numai relații între doi bărbați sexuale, ci și relații între două femei, iar o confuzie pe care o aud frecvent, lesbienele sunt tot homosexuali, deci homo, spre deosebire de hetero, înseamnă același, în grecește. Deci, din această uniune nu pot rezulta copii. Asta e problema mea. Deci, este legată de decât, spun homosexualii, încercând să compenseze asta prin adopție. Și aici s-a închis silogismul, s-a închis logica, s-a închis tot. Nu am fost și nu voi fi niciodată de acord cu aprobarea adopției de copii de către cupluri homosexuale. Pentru că e o încălcare fundamentală a drepturilor omului. Acel copil nu s-a născut în niciun caz din uniunea între două lesbiene sau doi homosexuali masculi. În niciun caz, până acum. O să discutăm și de o posibilitate în sensul ăsta imediat. S-a născut dintr-o uniune heterosexuală. Și ca el născut dintr-o uniune heterosexuală să fie încredințat fără să aibă posibilitatea de a alege unei opțiuni fundamental diferite de aceea din care s-a născut el, aceasta mi se pare o încălcare a drepturilor omului. Și aici se blochează, dacă întoarcem acum raționamentul logic, deci homosexualilor nu trebuie să li se permită să adopte copii și prin urmare căsătoria homosexuală în sensul familiei, în sensul în care ea funcționează de mii de ani, este, după părerea mea, lipsită de sens. Ce nu se poate nega este dreptul acestor oameni, bărbați și femei, să aibă un contract, o formă de contract juridic, social, prin care, de parteneriat, între două persoane de același sex, prin care să poată acționa drepturi de moștenire, drepturi de reprezentare în societate, toate drepturile care decurg dintr-o astfel
de într-o astfel de parteneriat, dar nu căsătorie. Nu căsătorie. Și închei spunând, cum ar arăta omenirea dacă am renunța de mâine cu toții, dacă s-ar generaliza relațiile homosexuale, bărbați cu bărbați, femei cu femei. În maximum un secol nu ar mai exista niciun om pe pământ. Mai există o posibilitate pe care un scriitor extraordinar în cartea, una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit în ultimii 20 de ani, Particulele Elementare, sau Atomized, cum e cunoscut în ea, atomizat în limba engleză, Michel Houellebecq, un belgian, care încheie într-o notă de o nostalgie crudă, în 2050 și ceva vor fi dispărut toate convulsiile omenirii legate de reproducerea sexuată. Romeo și Julieta, romanele de amor, crimele din dragoste, totul dispare pentru că se ajunge la reproducerea prin clonare. Nu mai este nevoie de procedeul acesta mai complicat în clipa de față pentru a produce oameni și totul se va rezolva prin clonare. Atunci o să discutăm din nou despre problema căsătoriei.